Bună, dragii mei! Cu ocazia zilei mele de naștere, vreau să împărtășesc cu voi acest moment printr-un tort de poveste. Iar filmul meu, animat, preferat dintotdeauna, frumoasa și bestia. Și uite așa am călătorit prin țări împărătești până am ajuns la un palat tare frumos unde parcă totul a prins viață. Visele devin realitate, doar puțină dorință și pasiune încep prin a vă dezvălui rețeta acestui minunat tort. Avem nevoie de următoarele ingrediente pentru a pregăti patru felii de blat. Separ albușurile de gălbenușuri, mixez albușurile cu praful de sare până obțin o spumă mai lejeră. Apoi adaug zahărul treptat și mai mixez în continuare până obțin o bezea mai fermă cam așa. Adaug gălbenușurile și încep să amestec cu telul ușor de jos în sus. Omogenizez toată compoziția. Pe urmă adaug făina trecută prin sită. Puțin câte puțin. Amestec la fel. Deci, sunt 30 de linguri de făină potrivite să nu fie cu vârf. Procedez identic până termin toată făina de încorporat. Adaug și praful de cacao, tot așa trecut prin sită. Amestec cu telul în continuare însă puteți folosi și spatula, dacă vă ajută mai bine. Cam așa arată. Adaug untul topit în microundă, da? două linguri de unt. Torn laptele călduț și aromatizez cu esența de vanilie. Puteți folosi orice aromă doriți. Omogenizez. La final, bineînțeles, folosesc spatula și transfer toată compoziția în două tăvi de 20 de cm diametru. Nivelez ușor suprafața, apoi introduc tăvile în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 20 de minute. Sau până când trece testul scobitorii. Le las complet la răcit, apoi le pot scoate din forme. Cam așa arată. Nivele suprafața, tăind excesul de deasupra, urmând să tai blatul pe jumătate. Astfel obțin două felii din fiecare blat. Destul de simplu și ușor. nu așa? În continuare, pregătesc musul din piersici. Folosesc piersici din compot, însă puteți folosi și proaspete sau congelate. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute. Timp în care voi pune fructele pe foc mic cu zahărul și le voi lăsa 2 minute aproximativ blendez compoziția fierbinte, apoi o voi transfera într-un bol, să se răcească mai repede. Amestec din când în când. După 5 minute, am topit gelatina în cuptorul cu microunde maxim 10 secunde și amestec în compoziția caldă. Adaug frișca rece, care a fost puțin mixată anterior. La început mai puțin, pe următoată de dată. Amestec foarte bine și este gata. Împart compoziția musului în două tăvi egale de 16 cm diametru. Le introduc în congelator pentru 20-30 de minute. Sau puteți, bineînțeles, să le pregătiți cu o seară înainte. Continuăm cu musul din ciocolată albă cu cremă de mascarpone. Încep prin a hidrata gelatina cu apă rece, amestec și lasă în repaus 10 minute. Torn frișca fierbinte peste ciocolata albă mărunțită, amestec pentru dizolvarea acesteia. Cam așa trebuie să arate, topită. După 5 minute introduc gelatina care am topit-o 5 secunde maxim în cuptorul cu microunde, da? Atenție să nu dea în croco doar. Adaug și crema de mascarpone. Indicat este să fie la temperatura camerei. Se dizolvă mai ușor. Amestec. Iar la final adaug frișca rece, care a fost puțin mixată anterior. Homogenizez cu spatula, ușor de jos în sus. Iar pentru a mă asigura că o să obțin un mus cât mai fin, îl voi trece prin sită. Transfer toată compoziția mosului în tava de 16 cm diametru. Apoi voi adăuga vișinele din dulceață. Sunt delicioase și vor avea o textură tare minunată în compoziția acestui mos. Vă recomand să utilizați o dulceață de casă care vă place vă cel mai mult? Introduc tava în congelator pentru 20-30 de minute. Cu cât stă mai mult, cu atât mai bine. Noi pregătim în continuare musul de smeură. Folosesc smeură congelată. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute. Pun cratița cu zmeura și zahărul pe foc mic, aproximativ 2 minute. Transfer toată compoziția obținută într-un bol să se răcească mai rapid și o blenduiesc, da? să obțin o compoziție mai fină a fructelor. După 5 minute în care s-a mai răcorit, am topit gelatina în cuptorul cu microunde maxim 10 secunde amestec pentru omogenizare și introduc frișca rece care a fost puțin mixată anterior. Folosesc o frișcă neîndulcită, da? Am obținut un mus tare delicios. Îl voi împărți în trei boluri egale. Montez prima felie de blat în cercul metalic și îl însiropez cu sirop vanilat. Bineînțeles, puteți folosi orice aromă doriți. Torn jumătate, aproximativ din musul de zmeură, întind pe toată suprafața blatului, iar peste voi adăuga inserția de piersici. S-a întărit destul de bine. O pun chiar în mijloc. Acopăr cu musul rămas. Important este să fie pe toată suprafața inserției. Acopăr cu al doilea blat, da? apăsăm puțin să facă bine contact cu musul, îl însiropesc cu sirop vanilat și pe acesta. Folosesc și al doilea bol cu mus de zmeură, pun jumătate, aproximativ, întind pe toată suprafața scot inserția de ciocolată albă cu vișine s-a întărit și aceasta destul de bine observăm vișinile, tare, bine arată și le așez exact în mijlocul măsului de smeură acopăr cu crema rămoasă întind pe toată suprafața să fie bine acoperită inserția așez a treia felie de blat o însiropez cu generozitate și pe aceasta, apoi adaug jumătate din musul de smeură din al treilea bol, introduc inserția de piersică, apăs să fie cât mai bine centrată pe mijloc și acopăr cu musul de smeură rămas. Întind pe toată suprafața și în sfârșit punem ultima felie de blat introduc tortul în frigider pentru a doua zi. A doua zi scot cu grijă cercul metalic, folia de acetat și pregătesc crema de acoperit. Folosesc o cremă cu unt și brânză. Linkul o să-l găsiți în descriere. Urmând să decorez după Dorința mea proprie. Cu aceste benzi din fondant voi crea efectul acelor cărți. Simplu. Dacă doriți, puteți foarte bine să vă inspirați din modelul meu. Ușor. Doar cu puțină imaginație creăm. Aceste minunate decoruri. Imaginea este scoasă la imprimanta comestibilă, decupată și lipită pe foaia din fondant. Am câteva tutoriale pe canalul meu dacă doriți să vă inspirați în această tehnică. Destul de simplu. Pe partea cealaltă voi folosi alte imagini. Bineînțeles, nu putea să lipsească și bestia din decor. <laughs> mai departe, folosim și celelalte figurine. Este gata? Am creat un tort de poveste. Sper să vă placă și să vă inspire. Iar acum momentul cel mai greu? Să începem să-l tăiem? <laughs> Să vedem cum arată și în interior. Folosim un cuțit cu lamă lungă, ținută în apă fierbinte câteva secunde. Perfect! Se pot observa straturile cu creme și inserții bine delimitate de blaturi însiropate. Iar vișinile sunt senzaționale! Să vă mai arăt încă o tehnică de a tăia tortul în felii pe lungime. Da? Deci ați tăiat tortul cum v-am arătat, pe jumătate, încă o felie, tot pe jumătate, iar acum în aceste bucăți o să iasă destul de multe felii astfel tăiate. Vă servesc cu mare drag, ca de fiecare dată, și vă invit să-l pregătiți persoanelor dragi și iubitoare de gusturi, senzații delicate, unice de neuitat. Iar acum, la sfârșit, vă îndemn ca de fiecare dată să fiți alături de mine în continuare, abonându-vă la acest canal plin de inspirație, pasiune și savoare. Pe data viitoare, dragilor! Numai bine! Pa, pa!